Gândit vreodată, dacă nu ai fi făcut facultatea de chimie, ce altă facultate consider că ți s-ar fi potrivit? Tatăl meu, care a făcut aceeași facultate, de data asta la Timișoara, m-a sfătuit și spre binele meu să nu mă fac inginer chimist, că nu mi se potrivește mie în mod deosebit. Nu sunt eu așa un om mare de știință și a zis, du-te și fă dreptul, mai ales că știam foarte bine istorie, dar mi-a plăcut istoria să o studiez, nu să o tocesc. Asta era diferența. Gramatica aveam, a fost bun când la vremea când se făcea gramatică în clasa 8-a, deci aveam toate motivele să dau la drept, nu, după cum vă spuneam, toată lumea vrea să facă economist sau jurist. Și era o concurență teribilă la drept, deși nu știu câți din ei au ajuns juriști sau avocați acum, de marcă, din acei absolvenți. Asta totuși nu te-a determinat să nu te înscrii acum la facultate de drept Da, și am considerat că am să urmezi ajuns și această facultate. la un moment de maturitate suficient pentru a merge la asemenea facultate. Totuși, am considerat că dacă nu mă duc acum, va fi prea târziu, peste un an sau peste doi, și vârsta își va spune cuvântul și nu voi avea ambiția și curajul de a face o a doua facultate. După ce ai terminat facultatea la Cluj, te-ai reîntors la Bistrița. Da, m-am întors cu mari speranțe, credeam că toată industria sticlei e mâna mea. M-am angajat la o firmă particulară de producție de sticlă, dar economia de piață mi-a dat prima palmă. Acolo am crezut că sunt inginer, am fost șofer, am fost inginer, am fost ce vrei, am avut vreo 7 meserii. Ca atare, după un an când am plecat la Cluj și m-am angajat la următoarea fabrică de sticlă, directorul acolo m-a întrebat, măi copile, dar tu efectiv ce ai lucrat? Spune meseria care ai Ce știi lucrat. de toate? Da, și de toate, pe așa ceva nu se poate. Totuși suntem la Cluj. Clujul e totuși o oază de capitalism. Acolo se lucră profesionist. Nu își închipe nimeni cum ca inginer chimist poți să lucrezi 7 meserii în același timp. Iar acolo, în sfârșit, am reușit să fac meseria cu adevărat, deși mi-a fost foarte greu. Acolo am început-o din nou de jos. Am ajuns să coordonez un colectiv de 70 de oameni. Eram ceea ce se numește termenii clasici, maestru, Era, șef cred de că, tură. prima ta experiență în Da, experiența calitate mai de dură, șef. da, de șef și exigențele directorilor extraordinar de mari. Era un om de o duritate extremă. Era undeva locul 1-2 în Cluj. Mai avea rival pe un director la o fabrică de porțelan. Într-adevăr, și salariile erau relativ bune, nu ne puteam plânge, dar nu aveam vreme să le cheltuim, fiindcă eram în continuu la serviciu. Asta însemna că stăteai și peste program? Da, ajungeam să facem 280 de ore pe lună și așa mai departe. Nu prea aveai weekend, nu prea aveai... Era să lucram 4 schimburi, era infernal programul. Cât timp ai N-am rămas la Cluj? rezistat mai mult de 1 an și 3 luni la acea fabrică, iar după aceea, ca să continui istoria, m-am dus la fabrică de porțelan. Tot N-am în crezut, Cluj. tot în Cluj, n-am crezut vreodată că o să fac porțelan. Eu știam că sticla e domeniul meu sfânt, n-am crezut că o să fac porțelan, care tot face parte din specializarea mea de la școală. Am stat și acolo un an și ceva, n-am plecat de urât ce mi-a fost și am crezut că e bine să mă reîntorc la Bistrița. Ca să le spun telespectatorilor, m-am dus la Cluj, cum se duc actualii tineri, așa dintr-o ambiție, că vor să stea la un oraș mare, să stea la cluburi mai interesante, la Și ai ce știu stat ce, în o port. cluburi. Nu, tocmai de aia, nu de aceea m-am dus la Cluj, m-am dus fiindcă tocmai mă căsătorisem, chiar cu vreo lună înainte de a pleca la Cluj cu soția mea, ea era studentă la farmacie, nici ea n-a avut o situație materială nemaipomenită, iar împreună am reușit ca ea să termine facultatea, eu să prind experiență în domeniul muncii. Cum a fost când te-ai întors acasă? Totuși, ai avut o altă experiență acolo, alți oameni, un oraș mai mare, alte percepții. Da, mi-a fost mult mai ușor. Fabrica la care am venit aici facea acea parte, fiindcă cea din Cluj nu mai există, numai cea din Bistrița, din același trust. Patronii mă cunoșteau, deci practic a fost un simplu transfer pentru mine a veni la Bistrița și au avut încredere să-mi dea responsabilități mari și foarte mari pe mână. Nu a fost un șoc pentru mine. Clujul la acea vreme nu mă încânta în mod deosebit. Era în perioada în care Clujul încă nota mediocritatea urbanistică, în care în sfârșit a ieșit acum de câțiva ani. Totuși sunt vreo 5 ani de atunci. Și întoarcerea în Bistrița, Bistrița avea parcă o altă față atunci, o față parcă mai luminoasă Decât acum? decât că o consider eu acum. Adică, sau din ce perspectivă? Mi se părea cel puțin, mie atunci mi se părea Bistrița deasupra Clujului. Acum, cred că
Dacă o ținem tot așa, o să ajungem invers. Ai fi vrut să te întorci la Cluj? Adică consider că ai fi avut alte perspective dacă rămâneai la Cluj? Sau te-ai gândit vreodată atunci să te reîntorci? Atunci nu. Acum nu aș fi împotriva unei asemenea mutări. Am ajuns la maturitatea în care nu orașul nu mai e atât de important unde se desfășoară activitatea, ci ceea ce faci. Am înțeles că avem un nou telefon. Alo, bună seara! Bună seara, salut, mâine! Cum vă numiți? Dan Dumitrașu mă numesc. Bună seara! Bună seara! Aș vrea să îl întreb pe invitatul dumneavoastră dacă tot a lucrat în domeniul sticlei și a revenit în bisita. Să-mi spună de ce sticla, bisita, care făcea galeuri și făcea rubinuri și era una dintre cele mai mari firme care exporta din țara aceasta, nu mai poate face așa ceva. Aș vrea să vă spun că sunt două motive. Unul este lipsa de comenzi pe ceea ce produsele care mi-a spus dumneavoastră. Nu cred lucrul ăsta. Deci lipsa de comenzi este un prost management în ofertele pentru exterior. Deci acele oferte, eu vă spun că sunt în cunoștință de cauză, eu sunt pictorul Dan Dumitrașcu și adresat de izbelise un combinat de sticlă care, pe lângă faptul că era renumit în piața europeană, să nu spun mondială, nu a avut un management adecvat. Știu, domnul Dumitrașcu, la ce vă referiți. Este o perioadă tulbure a fabricii de sticlă. Întâmplător o cunosc, eu am lucrat în perioada ultimă. A fost o perioadă tulbure, a fost în perioada când statul a fost proprietar, fabrica era să dea faliment și acolo aveți dreptate în privința managementului. După și aceea, acum cine e proprietar? Proprietarii sunt, nu cred că putem spune, cred că nu este de... Nu are importanță. Na, proprietarii sunt privați, sunt... Sunt privați, ei conduc rămășițele... Da, nu vă spun sincer, nu au avut ce mare scofală să preie, au... Managementul ultimii 4-5 ani a fost chiar foarte performant, nu că am fost eu acolo și acum fabrica funcționează și funcționează pe principii sănătoase. Ce produce? Produce pahare și pahare. Bun. Foarte bine, pentru cine? Păi exclusiv pentru export. Vai de mine, domnul, chiar sunteți un tânăr ambițios, nu? Da, da, de ce nu? Și galeuri de ce nu mai produce? Galeuri s-au mai produs. Deci eu când am plecat din fabrică, încă se mi-a produs câteva cale. Un an. Un an? Da. Și mai există vaze, galeuri, mai există, eu știu, nu se poate. Eu am fost acum un an să fac o ofertă acestei fabrici pentru București și pentru export. Și n-am avut cu cine să discut acum. Sincer, nu v-aș putea spune, eu n-am lucrat în domeniul comercial, am lucrat în domeniul producției. Deci, în materie comercial n-aș vrea să mă exprim, este domeniul colegilor mei care... Cineva așa. Va trebui să preia această întreprindere și după aceea să facă galeurile. Sau cum se înțeleg altceva? Nu este cerere. Dumneavoastră poate ați avut o ocazie fericită. Chiar mă bucur că există, știți, de o cerere de galeuri, dar din păcate... Eu aduc mâine o ofertă de cerere foarte de bine. Foarte bine. Nu mă mai ocup de fabrica de sticle, da. Dar colegii mei, care foștii mei colegi, sunt foarte bucuros să audă de oferte de genul acesta. Aș fi bucuros să se întâmple iar să fie reangajați pictorii deci. Care stau și mor de foame acum. Și cine face galeuri, nu știu, până acizia care, vai de mama lor, făceau pe vremea lui Ceaușescu și... Știu, domnul, știu. Tatăl meu și-a mâncat sănătatea acolo, așa că știu cum e. Și atunci de ce nu se reactivează această problemă? Care la nivel european am fi întreprinde. Chiar în domeniul galeurilor e o chestie un pic mai delicată, care nu trebuie să o dezbatem într-o emisiune întreagă. Ar trebui să o dezbatem. După cum știți... Mai ales că sunt de meserie, eu sunt... Da, mă bucur, dar cred că ar trebui să discutăm mai în particular problema aceasta. Nu mai în particular. Mulțumim mult pentru intervenție. Puteți să-l... Poate doresc și alții să...